Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun regăsit! Jucătorii de la HDS Drobeta au reprezentat județul cu brio la Supercupa României la mini-fotbal. Severinenii au acces aproape de fazele finale ale competiției de la Oradea și au primit ca bonus calificarea la campionatul național. Federația Română de Fotbal a dat startul competițiilor naționale din 2021 după o pauză de 2 ani. Prima a fost Supercupa României, o întrecere la care au fost prezente numai puțin de 48 de echipe. HDS Drobeta a fost reprezentanta Mehedințiului și a făcut o figură frumoasă pătrunzând până în fazele finale ale competiției de la Oradea. Severinenii au obținut în grupe o victorie 4-1 cu Ares Ipa București și au pierdut cu 0-3 cu Diaguard Cipricom Zalău. În 16 imi au izbutit surpriza și au eliminat formația la Maria și Ion din București. După 2-2 la 2, în timpul regulamentar, HDS a trecut cu 4-3 la, la loviturile de departajare. În optim severinenilor le-a ieșit în cale ase o Timișoara, una din principalele favorite ale câștigarea trofeului. Bănățenii și-au respectat blazonul și s-au impus cu 4 la 1. Parcursul celor de la HDS Drobeta a continuat apoi cu jocurile de clasament pentru locurile 9-16. Aici am vins cu 1 la 0 pe cei de la Regio Brașov victorie care au plasat-o pe locul 9 din cele 48 de echipe prezente la Supercupă. Totodată, HDS a obținut unul din cele 15 locuri care asigură prezența la campionatul național de la Râmnicu vulcea Ediția 2021 a Supercupei României a fost cucerită de Nova Vita Târgu Mureș, care a trecut în marea finală de ASE Glisando Timișoara. Mehedințeanul Draguș Albu de la FCU Craiova a avut fără doar și poate cel mai bun sezon al carierei. Capitanul Craiovenilor a căpătat atenția tuturor și este pe buzele oficialilor FRF. Dragoș Albu a fost unul din cei mai importanti jucători care au pus umorul la promovare în, liga, în prima liga a celor de la FC Craiova. Mehedințeanul în vârstă de 20 de ani a câștigat respectul tuturor grație evoluțiilor mereu sigure și cota a crescut extrem de mult în ultimul timp. Mijlocașul este lăudat de toți oamenii de fotbal. Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice din cadrul FRF, este convins că va deveni un jucător important dacă va fi la fel de serios. La Craiova este un jucător foarte talentat, iar eu știu că se Elecționerii sunt cu ochii pe el. Este vorba de capitanul Albu, cel care este un puști foarte talentat și în mod sigur o să crească mult în valoare cu un antrenor ca Adimutu. Acest puști are multe calități, însă totul depinde doar de el. Și tânărul Popa este un portar de perspectivă. Este mai mereu convocat pe la loturile naționale, iar noi îi vom urmări cu atenție pe acești băieți. Dar să știți că ușa naționalelor noastre este deschisă pentru fiecare fotbalist de valoare, nu doar pentru cei doi. A declarat pentru ediția.ro Mihai Stoichiță. Zilele trecute, Dragoș Albu a fost convocat în premieră în lotul extins al reprezentativei Under-23 a României pentru cantonamentul preolimpic din Spania. Doamnelor, domnilor, atât pentru azi. Sunt Marius Mogoș. Toate cele bune!